Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Vă mulțumesc pentru toate like-urile pe care mi le dați, pentru distribuirile pe care le faceți și sper că vă sunt de folos toate aceste materiale. În acest clip m-am gândit să vă vorbesc puțin despre un subiect care mi-a atras atenția în dialogul cu o clientă pe care am avut-o și pe care încă o mai am, dar un anumit subiect pe care ea mi l-a adus în atenție și m-am gândit că poate va fi de folos și pentru alte persoane. Ea se întreba dacă starea de depresie, că nu e o depresie clinică, însă o stare de rău, o stare de de devitalizare, o stare de inconfortabil permanent dusă în familie, dacă asta este suferința despre care se vorbește în cadrul religios și despre care vorbește și Iisus, că ar fi cea mântuitoare. Și m-am gândit că e important să lămurim acest aspect, pentru că și eu am fost una din persoanele care a trecut prin această credință, că depresia ar fi crucea pe care noi avem de dus. În primul rând, cred că este necesar să lămurim ce este depresia, pe scurt. Depresia este o stare negativă, da, indusă de gânduri negative. Ne numim așa, adică de joasă frecvență. În spatele meu, dacă vedeți, acea piramidă a lui Hawkins, unde partea de jos a piramidei e chiar zona din afara conștiinței unui om și unde se găsesc gândurile de vibrație densă, joasă. Da? Și în general și mai ales victimizarea. Da? Victimizarea, apatia, când spunem mă simt devitalizat, nu mai pot să lupt, nu mai pot să mă ridic, da? În zona aia suntem. În marea majoritate a timpului nu înseamnă că nu putem avea și stări care să ne ridice la un moment dat, dar în marea majoritate a timpului suntem acolo. Bun. Deci, dacă suntem în cea mai mare parte a timpului în stări de acest gen și avem gânduri de acest gen, pentru că v-am spus, orice gând vine cu o anumită stare, înseamnă că, practic, aceste gânduri pe noi ne copleșesc. Nu mai putem să le facem față. Și așa intrăm în acea depresie, da, numită de psihologi depresie. Da, asta și înseamnă depresiune, dacă luăm puțin etimologic cuvântul, asta și înseamnă, da, o zonă joasă. Depresiunea, da? În care dintr-un loc mai înalt te duci într-o vale, așa. Depresiunea, asta e, da? Bun. Acum, starea aceasta, așa cum ți-am zis, este provocată de gândurile tale. Da, pot fi predispoziții genetice, desigur, însă nu sunt 100% și manifestate. Deci chiar dacă ai niște predispoziții de la mama, de la bunica, da, din arborile tău genealogic, nu este neapărat musai, să spunem așa, să faci și tu depresie. Epigenetica, știința epigeneticii, ne arată clar că în funcție de modul în care noi interpretăm, în funcție de modul în care dăm sens anumitor situații de viață, practic ne rescriem realitatea și ne rescriem credințele despre viață. Da? Așa că eu pot veni încărcată cu niște scenarii negative, cu niște prejudecăți, cu niște credințe distorsionate despre viață și despre oameni din familia mea. Însă epigenetica mă ajută să înțeleg că noi avem în genele noastre, în cromozomii noștri, da? Deci este chimică treaba, capacitatea de a
face niște schimbări acolo, în genele noastre superioare, prin doar atitudinea noastră diferită. Prin faptul că eu mă trezesc dimineață și aleg să gândesc altceva decât am ales până acum. Da? Bun. Iisus ne spune adesea să nu ne îngrijorăm. Da? De dacă e să ne referim la partea asta strict biblică, El adesea în Evanghelie ne spune nu vă îngrijiți, lăsați zile răutatea ei, uitați la crini că ei, fără să aibă grijă de, fără să se îngrijoreze, uitați ce frumos că nici David nu s-a îmbrăcat așa frumos ca acești crini, da? Deci El adesea ne îndeamnă la negrijă, atenție, El ne îndeamnă la negrijă, adică nu să nu ne îngrijim de viața noastră. Și aici o să revin, că e o nuanță foarte importantă pe la care și eu nu am dat suficientă importanță și am înțeles greșit. Una este îngrijorezi, să stai în gândurile acelea de anxietate și de neliniște legate de viitor, legate de tot felul de scenarii, ce o să fie, cum o să fie, ce o să fac eu fără, dacă nu o să reușesc, dacă nu sunt destul de bună ca mamă, dacă nu ajung suficient pe soțul meu, dacă și parcă. Și asta este îngrijorarea care te duce și în depresie. Și alta e să te îngrijești de sufletul tău. Să te îngrijești să-ți fie bine. Da? Exact atât cât poți. Aici, într-adevăr, intervine o altă credință distorsionată din subconștientul tău că poți mai mult și că trebuie să faci A, B, C, D ca tu să poți să-ți spui da, ești mulțumit. Aceasta este o capcană, dragii mei, pentru că perfecționismul e o iluzie că trebuie să faci mai multe lucruri până când să poți să fii mulțumit de tine. Și iluziile, știți cum sunt? Baloane de săpun. Sunt morcovul ăla de la măgar, pe care măgarul nu ajunge să-l mai mănânce niciodată. Deci, haideți să terminăm cu iluzia asta. Nimeni nu o să ajungă să fie perfect vreodată. În fața nimănui și nici în fața propriilor ochi. Să scoatem acest cuvânt din vocabular. Iată, dacă vă invit să scoatem și cuvinte poate negative din vocabular, astfel încât să nu ne mai ducem cu mintea acolo, da, de joasă frecvență. Vă invit să scoatem din vocabular și acest cuvânt perfect. Pentru că nimeni nu poate să fie. Și nici tu în ochii tăi și nici cineva în ochii tăi. Da? Suntem imperfecți și noi avem în viața asta doar nevoie să acceptăm imperfecțiunea noastră. Da? Și să acceptăm și imperfecțiunea celorlalți și să facem atât de bine cât putem. Da? Bun. Când spun o altă problematică care ne duce în zona asta a depresiei, a lipsii de respect de sine, care nu are nicio legătură cu a ne duce crucea. Când spun, de exemplu, soțul nu mă respectă, soțul este imatur și trage de mine și nu mă ajută cu nimic și știți ce fac? Mă duc în zona de victimă. Deci simplu fapt că eu povestesc acest lucru înseamnă că mă victimizez. Ieșirea din victimizare înseamnă să-mi dau seama că eu sunt o ființă umană lăsată cu libertate, cu capacitatea de a decide, cu dreptul din naștere de a mă bucura de viața care mi-a fost dată, de a mă iubi, de a mă respecta și atunci, dacă eu sunt asta, această ființă, nu o să mai permit să am lângă mine astfel de oameni. O să mă uit la mine și o să mă gândesc cum sunt eu dacă am lângă mine un soț care nu mă respectă. Da? Cum sunt eu dacă copilul meu îmi vorbește așa de obraznic, să spunem, sau
cum să zic, așa, cu niște cuvinte care pot părea jignitoare, da? Sau că nu ascult absolut nimic din ceea ce spun. Cum sunt eu? Cum mă face pe mine asta? Ceea ce eu povestesc despre alții? Noi nu suntem decât oglinzi, dragii mei, da? Și am explicat într-unul din episoadele Lumea este înăuntrul tău, legea atracției din punct de vedere psihologic și spiritual. Și acolo am spus, dacă veți vrea să urmăriți, că practic energia pe care noi o avem în cea mai mare parte a timpului atrage oameni, da, asemănători, ca pur și simplu noi să putem vedea ce avem de rezolvat cu noi înșine, da, în această situație, în această viață. Dacă am un soț care nu mă respectă, poate că am nevoie să mă respect pe mine. El îmi spune, nu te respect pentru că nu te respecti nici tu. Ok? Dacă eu nu mă iubesc, dacă eu nu mi-acord valoare, da, dacă eu mă îndoiesc permanent de capacitățile mele, de calitățile mele, dacă nu mi le pun în valoare, dacă nu aflu care sunt mai întâi și nu mi le pun în valoare, dacă mă descalific permanent, mă compar permanent cu ceilalți, da, eu nu pot să hrănesc stima mea de sine, eu nu pot să hrănesc dragostea. Și dacă credem că Dumnezeu este dragoste, așa cum scrie în Evanghelie, atunci înseamnă că nu-L hrănesc pe El, pentru că Dumnezeu este în mine. El nu este în afara mea. El este și în afara mea, în oamenii din jur. Dar eu pot să am acces la Dumnezeu doar uitându-mă în interiorul meu. Da? Doar conectându-mă cu Dumnezeul din mine pot să am acces și la Dumnezeul Lui. Altfel, mă amăgesc că ar exista un Dumnezeu exterior care face dreptate, pedepsește, răsplătește. Este un Dumnezeu creat de mintea mea, da? Teoretic, care nu are nicio legătură cu realitatea și cu ceea ce El clar spune în Evanghelie, dacă credem asta. Se spune că chiar dacă toate Evangheliile ar fi aruncate, ar fi arse, n-ar mai exista, Evanghelia aceea ar trebui să poată să fie rescrisă. Pentru că ea este în adâncul inimii noastre. Și noi ar trebui să simțim, să înțelegem de dinăuntru toate pildele de acolo. Pentru că El vorbește despre inima omului foarte mult. Din nou aici, o altă problemă care ne face să ajungem în depresie este că am nevoie de aprobarea celorlalți. Și faptul că eu am nevoie de aprobarea celorlalți ca să mă simt iubit, respectat, validat, îmi sabotez nevoia de afirmare. Cum? Păi, dacă mie mi-este frică să-mi exprim opiniile, părerile, stările mele, pentru că mi-e frică să nu fiu respinsă, dacă le voi exprima, atunci voi pierde șansa de a mă afirma. Da? Pentru că până la urmă asta sunt eu și ăsta sunt eu. Ceea ce gândesc, cred, simt pe moment. De aceea v-am și spus, toate emoțiile sunt bune, indiferent de etichetarea lor, chiar și furia, frustrarea. Dacă eu asta simt în momentul ăsta, a spune că simt altceva doar pentru că furia e etichetată ca negativă și nu vreau să mă cert cu X, nu vreau să creez un conflict, nu vreau să fiu eu aia furioasă și aia rea. Și dacă eu mă împiedic de aceste gânduri ale mele, rămân în temnița minții mele și nu voi putea niciodată să fiu eu însumi sau eu însă. Voi rămâne acolo în temnița acestor dinamici relaționale, toxice, despre care tot vorbesc,
și căreia îi dau atâta atenție, atâta importanță, atâta energie. Iar eu, cu mine, cu sufletul meu, rămân departe de aceste lucruri. Rămân departe. Ok? Bun, Dumnezeu este iubire, da? V-am spus. Și practic El vrea să simți și tu asta. Vrea să simți iubire, vrea să simți, să trăiești măreția de a fi om. Vrea să te bucuri de orice anotimp. Vrea să îi onorezi viața. Pentru că El este viața, adevărul, viața, calea și viața, da? Vrea să onorezi. Este mai degrabă o dezonorare a vieții și a lui Dumnezeu atunci când noi ne întristăm, atunci când noi ne supărăm, atunci când noi alegem să ne simțim copleșiți de îngrijorări, da? Decât, da? Deci e mai degrabă o dezonorare a lui Dumnezeu. Nu, nu! E mai degrabă o dezonorare a Lui decât o onorare a Lui. Da? A crede că depresia este o cruce este chiar un păcat, aș spune. Da? Este ceva creat de tine, de gândurile tale, sigur, poate induse de părinți, de felul în care ai crescut și așa mai departe. Însă este responsabilitatea ta să ieși din ele, da? Să ieși din din suferință, da? Pentru că și așa e destulă suferință de dus. Este destulă suferință în momentul în care tu te pui pe linia vindecării tale. E destul ce ai acolo de lucrat, da? Aia este crucea despre care vorbim. În momentul în care tu vezi prejudecățile tale, gândurile tale negative despre oameni, că de fapt tu crezi că iubești, dar de fapt simți și ură, mai și judeci, te enervează, te irită. Deci ce facem cu toate acestea? Ăștia suntem noi. Ăștia suntem cei care o să ne ducem la judecată dacă vrei. Nu alții. Și mai credem că suntem și buni și că ducem crucea dacă noi stăm și suportăm, rezistăm acestor stări. Da? Nici de cum, nici de cum. Dumnezeu nu este sadic, dragii mei. Dumnezeu nu vrea să suferi în niciun caz. Da? Poate o să-mi spuneți, bun, dar Iisus a suferit în viața asta. Da? A fost răstignit pe cruce. Da. Poate că o să fac un alt clip despre asta, mai amplu. Am și ceva despre suferința în iubire. Vă invit să vă uitați și despre suferința în iubire și dacă suferința e chiar necesară, am două clipuri despre suferință. Și vă spun puțin. Deci, suferința, v-am spus și înainte, da? Apare în momentul în care, de exemplu, celălalt te judecă, și tu, care ai ales să nu mai judeci, care ai ales să fii în iubire și acceptare, simți predispoziția, simți, vezi gândul acela de judecată, vezi energia aia negativă, da? Atacul energetic pe care ți-l face omul acela judecându-te. Netreptatea, respingerea, abandonul, trădarea. Acestea sunt niște răni, niște emoții, niște stări, da, care dor în sine. Dacă celălalt mi-a atins prejudecata lui vreo rană, vreo stare de genul acesta, suferința mea e să rab de acea stare, nu să-l judec înapoi. Da? Deci tot ceea ce este în mine, da, rabd într-adevăr, dar eu mă și îndrept către bucurie și către iubire și în același timp. Da? Deci scopul vieții mele este să iubesc, nu să mă plâng.
Deci în momentul în care am ajuns să mă victimizez, să mă plâng de toate lucrurile astea, înseamnă că nu e cruce acolo. Dacă eu sunt fără vlagă și devitalizat, nu e cruce. Dumnezeu e nădejde. Dumnezeu e și bucurie, El niciodată nu ar vrea să omoare un om. Eu nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, spune. Da? Deci, atenție la ce creăm noi din gândurile noastre, da? Și ce și care e adevărata suferință, unde ar trebui să simți dacă e suferința de la Dumnezeu, să spunem, sau binecuvântată, în sensul că tu te îndrepți către iubire, este o suferință îndulcită de o nădejde. Știi? Adică o vezi, vezi că te doare jignirea celuilalt, da? Judecata celuilalt. Însă tu ai acolo o nădejde că tu te întorci către iubire, tu nu ai treabă cu scopurile lui. El e aici, la nivelul la care vrea să se lupte, are ceva de rezolvat, de împărțit în zona asta e ego-ului, da? Vrea să atace, are niște, vrea să se răzbune. Da? Astea sunt uneltele ego-ului. Dar tu ai ales altceva pentru tine. Tu ai ales iubire. Tu ai ales acceptare, tu ai ales binecuvântarea lui și atunci tu ai ieșit din zona asta. Ai făcut un pact să nu te mai duci, tu nu mai te răzbuni, tu nu mai judeci înapoi. Tu iubești, da? Rabzi, accepti. De ce? Pentru că este scopul vieții tale și ți l-ai asumat. Da? E totul despre scopul pe care ți l-ai asumat și despre cine ești. Ok? Dar astea vin toate din înțelegerea că Dumnezeu nu e sadic, nu vrea să suferi, vrea să te bucuri. Da? El e iubire și vrea și tu să înțelegi și să simți iubirea pe dinăuntru, însă pentru că e de mult de lucru cu ego-ul tău, cu tot ceea ce ai făcut până acum, ceea ce a făcut părinții tăi, da? E de lucru. Și acest lucru e în sine o suferință. Dar e întotdeauna îndulcită de nădejde și are grijă să-ți dea și niște cafeluțe și niște momente și niște cadouri extraordinare, Dumnezeu. Da? Și sinceritatea cu tine însuți, cu tine însăți, este foarte, foarte importantă. Da? Doamne, nu mai pot să duc. Doamne, ce să fac aici? Dar pe bune, ca un copil. Doamne, mi-e rău de mort. Exact așa trebuie vorbit cu Dumnezeu. Da, te îngriji de corpul tău. E foarte important. Dar la fel de important este să te și îngrijești de sufletul tău. E o responsabilitate poate mai mare. Să te îngrijești de sufletul tău, așa cum îți speli corpul, cum faci duș, cum... Băi, da, ce grijă avem noi de corpul nostru astăzi, nu? Ce frumos îl îmbrăcăm, ce frumos îl machiem, ce frumos îl ducem pe la cosmetică și pe la toate saloanele astea, ce mâncăruri frumoase și bune îi dăm. Însă sufletul nostru, de el avem grijă așa? Avem grijă să cultivăm acolo gânduri bune, stări bune, binecuvântare, acceptare. Pentru că dacă noi le cultivăm, noi așa o să fim cu toată lumea. Lumea este înăuntrul tău. Da? Nu uita că lumea este înăuntrul tău. Și ceea ce cultivi în tine, radiezi și în exterior. Nu poți să spui că te iubești pe tine și pe aproapele tău îl urăști. E imposibil. Înțelegeți logic lucrul acesta. Da? Când eu îmi cultiv în mine iubirea, acceptarea și sunt atent, sunt atent în momentul în care învinuiesc pe cineva, în momentul în care iarăși mă duc în victimizare și iarăși mă duc în trecut și iarăși zic, dar dacă mama făcea altfel, dar dacă tata făcea altfel, dar dacă soțul ar ridica și el un deget să mă ajute, dar dacă ar face și el un curs de dezvoltare personală, lucrurile ar fi mult mai bune. Tot în victimizare, ești și aici, care te va duce în depresie. Și depresia nu e cruce.
Aș spune chiar că e altceva, dar mă abțin. E clar dezonorarea vieții și nu are nicio legătură cu viața adevărată. Cu viața așa cum ne-o dă Dumnezeu și cum ne-a dat-o, cu bucurie, cu recunoștință, da? Și cu acceptare. Acceptare înseamnă a tot ceea ce găsesc în mine la momentul respectiv. Da? Și acceptare că tot ce pot să fac, fac. Întotdeauna. Da? Acum mai sunt și alte lucruri legate de minte, de suflet, dar mai sunt niște clipuri aici pe pagina mea, pe canalul meu de YouTube, unde te invit să te înscrii dacă nu ai făcut-o încă, să vezi tot ce se mai poate lega de subiectul acesta dacă nu te-am convins, nu te-am lămurit. Eu sper totuși că ți-au fost de folos aceste distincții pe care am ținut să le fac. Scrie-mi pe ioana@ioanapavel.ro. Putem programa o ședință de consiliere. Te invit de asemenea pe site-ul meu ioanapavel.ro și sper să fii bine. Te îmbrățișez!